Și ceea ce urmăriți este știrea momentului din Timișoara, acolo unde Nicu Kovács este condus pe ultimul drum acum, chiar acum, de membrii trupei Phoenix. Este Mircea Baniciu acolo, Lipan Țăndărică, Capăl, Neumann, sunt toți acolo și îl conduc pe Nicu Kovács acum, pe ultimul drum, nu mâine, așa cum era anunțat. Și Iulia Ruxanda, colega mea, este și ea acolo. Bun găsit, Iulia! Cum de s-a decis înmormântarea acum și nu mâine? Bună seara, Nils, bun găsit, doamnelor și domnilor. Ei bine, deși apropiați, într-adevăr, susțineau faptul că slujba de mormântare a unei legende mari, de altfel a muzicii rock românești, va avea loc în cursul zilei de mâine. Ei bine, Nicu Kovács nu va fi mormântat sub nicio formă mâine, ci chiar în aceste momente, doamnelor și domnilor, el este condus pe ultimul său drum. În mare secret, trupul lui nesuflețit, trupul marelui artist, am putea spune cu adevărat, a fost adus de la Filarmonica Banatul la Cimitirul Eroilor, chiar aici în Timișoara, iar slujba de mormântare a început, așa cum vă spuneam, în urmă cu foarte puțin timp, mai exact în urmă cu doar 3 minute. Un lucru important de menționat, însă înțelegem faptul că în interior le-a fost permisă intrarea doar câtorva apropiați. Mai exact, sunt acolo membrii trupei Phoenix, Ivonei, cea care a fost parteneră de viață lui Nicu Kovács, dar și câtorva prieteni extrem, extrem de apropiați. Practic au fost blocate, ca să înțelegeți mai exact care este situația de la fața locului. Absolut toate căile de acces sunt puse lacăte pe toate ușile. A fost adus aici chiar și o firmă de fază și chiar și echipaj ale jandarmeriei, doamnelor și domnilor, care se vor asigura în următoarele ore că nu vor apărea aici incidente la fața locului. Cât despre slujba de mormântare, ce a început, așa cum vă spuneam, la ora 19, e bine, aceasta este oficiată chiar de către Mitropolitul Banatului, iar în urmă cu foarte puțin timp, tot aici la fața locului au ajuns chiar și foarte mulți preoți. Membrii trupei Phoenix, am văzut, deja au adus în locul unde Nicu Kovács își va dormi somnul de veci mai multe flori și, deși, așa cum am anunțat de altfel cu toții încă de la început, s-a dorit ca această slujbă să fie una cât se poate de privată, e bine, nu putem să nu menționăm totuși faptul că sunt la această oră, sunt în aceste momente aici în fața Cimitirului Eroilor, sunt foarte multe persoane care susțin și ne-au arătat chiar și dovezi că sunt persoane apropiate lui Nicu Kovács care nu au fost lăsate să intre, să participe practic la această mormântare. Da, mulțumesc foarte mult, Iulia, vă aduc aminte de asemenea că există și o dispută pe subiectul înmormântării lui Nicu Kovács. Ne amintim că ultima sa dorință a fost să fie incinerat, o parte din cenușă să fie dusă în Spania, acolo unde și-a petrecut ultimii ani din viață, sau bună parte din viață de altminteri, dar familia și apropiații au decis să îl înmormânteze creștinește. Știm foarte bine că incinerarea nu este permisă de Biserica Ortodoxă Română și ca atare au decis să îl înmormânteze, așa cum vedeți că se întâmplă chiar acum în Cimitirul Eroilor de la Timișoara. Probabil de aceea și atâta securitate și secretomanie în ceea ce privește înmormântarea, tocmai pentru a nu da ocazia unor potențial protestatari care, știu eu, să se opună a deciziei familiei și a apropiaților în ideea că ar fi trebuit să fie respectată ultima dorință a lui Nicu Kovács.